Să știți că ne propunem în fiecare dimineață să ne bucurăm privirile și de data aceasta o să facem asta alături de Oana Gherghina la rubrica Pe legea mea. La rubrica Pe legea mea, unde o să vorbim despre contractul de asociere și vă spuneam că o să ne bucurăm privirile pentru că, în realitate, Oana Gherghina nu este doar avocat de business, este și o femeie extrem de plăcută, puternică și foarte, foarte frumoasă. Am văzut așa cu coada ochiului când a intrat în platou și n-am putut să mă abțin și m-am uitat așa cu tot capul după ea. Bună dimineața, Oana, și bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia! Mulțumesc pentru complimente! Știi că ți le întorc de fiecare dată și cu cea mai mare sinceritate. Mulțumesc! Sunt curioasă, eu mă gândeam că poate continuăm discuția cu cofetăria, că noi ne-am tot întâmplat la discuții despre dulciuri de-a lungul timpului. Păi putem să continuăm în aceeași notă cu cofetăria. Oh, m-am liniștit. Da, nu te dezamăgesc, tu știi, imediat mă pliez, mai ales pe cofetărie. Deci cofetăria e un călcâiul lui Ahile, ca să zic așa. Deci da, mergem pe cofetărie. Și vorbim tot despre cum să ne asociem, despre contractul de societate, de asociere între asociați. Practic exact ce vorbeam noi mai devreme. Cum să ne asociem, să facem bani împreună? Să facem niște prieteni noi. Să ne facem niște prieteni noi sau mai vechi, da. Mă rog, și asta cu sau mai vechi e discutabilă. Așa, din experiența mea profesională, afacerile astea făcute cu prietenii sau cu familia nu prea sunt cele mai reușite, foarte rar, și alea care sunt chiar sunt wow, însă se deteriorează relația personală la un moment dat când ești asociat cu, mai ales în cuplu, știi? Pentru că nu mai ai timpul ăla de familie, se amestecă lucrurile. Am mai vorbit noi într-o emisiune, dacă ți-amintești, știi, cu soțul și soția, du-te tu și ia copilul de la grădiniță, da. Stai că eu am o ședință, păi și eu am o ședință și de aici pot să intervină probleme. Dar ce voiam să le spun celor de acasă este că în primul rând, când ne găsim asociatul, să zicem că rezonăm cu o persoană și avem aceleași valori și ne dorim aceleași lucruri și punem bazele unei afaceri la o sticlă de vin sau, nu știu, la o ședință formală, deși în general cele mai bune business-uri s-au născut așa, întâmplător, pentru că unul a spus una, altul a spus alta, wow, dar ce idee ar fi dacă? N-au început din cărți. Să luăm un manual de afaceri extraordinare. Cum să începem? Nu. Și cred că intuiția e foarte importantă în afaceri. Și alegerea partenerului de afaceri cred că ține tot de intuiție și de chimia dintre oameni. Pentru că până la urmă cu toții știm că sunt unii oameni care ne plac de la început și sunt alți oameni care nu ne-au făcut absolut nimic, dar parcă nu ne plac. Știi, cam asta e. Și atunci când l-am ales pe asociatul nostru și relația noastră a început să înflorească, îi sfătuiesc pe cei de acasă să pună pe hârtie de la început lucrurile. Pentru că de aici se nasc problemele. Înainte, acum ceva vreme, la Registrul Comerțului, când înființai o firmă, făceai și act constitutiv. Probabil că știe toată lumea, a auzit de actul constitutiv sau dacă n-a auzit, uite, le explic eu acum. Este actul prin care asociații spun care este fundamentul asocierii lor și cum doresc să facă afacerea respectivă. Există reglementare legală în sensul acesta, adică actul constitutiv trebuie să cuprindă anumite elemente, cum ar fi denumirea societății, sediul societății, obiectul de activitate al societății, care este reglementat conform codului CAE. Așa se numește, adică economia României a fost sistematizată și centralizată și reglementată într-un sistem de cod cu toate activitățile permise pentru societățile din România. Și acolo tu citești în codul ăsta și zicea, ia uite, minerit și industrie, nu, cofetărie, da, și tot așa. Da, și alegi acolo pe lista ta ce-ți dorești tu să faci cu asociatul tău. Și după care urmează cota de participare.
Aici tu știi părerea mea, o mai spun încă o dată celor de acasă. Evitați firmele jumate-jumate, oameni buni, asta este de bază. Pentru că firmele jumate-jumate sunt sortite pieirii, fiindcă nu au decizie. Deci nimeni nu poate hotărâ. În momentul în care va exista o diferență de opinie, firma nu va putea progresa pentru că nu există decizie, așa încât 51-49 este în regulă. Ce vreau să îți mai spun și este foarte important, că poate oamenii se gândesc facem jumate-jumate pentru că vreau să împărțim profitul jumate-jumate. Legea ne permite să punem 60-40, dar să ne înțelegem ca distribuirea beneficiilor și pierderilor din asociere să se facă în alte cote decât cota de participare la capitalul social. Așadar, dacă doar asta era temerea și doar despre împărțirea banilor era vorba, legitorul a rezolvat această problemă, așa încât nu mai există această scuză. Bun. Și exista acest contract de societate, separat de actul constitutiv, și contractul ăsta de societate cumva cuprindea înțelegerile asociațiilor în afara dispozițiilor legale din legea 31. Între timp s-a scos. S-a scos pentru că, eu cred că din vina noastră a avocaților s-a scos și poate a notarilor, cred că noi am fost de vină, pentru că fiind puturoși, noi ce scriam în actul constitutiv, scriam și în contractul de societate. Și atunci, care mai era sensul? Dar în realitate, eu n-am făcut asta, dar cred că au făcut alții. Și în realitate, contractul de societate era foarte util. Pentru că oamenii trebuie să pună pe hârtie, că e într-un mod formal sau că îl scriu pe un șervețel la paharul de vin de care vorbeau. Cred că e foarte important să reglementeze de la început drepturile și obligațiile fiecărui asociat. Pentru că din experiența mea de profesională, tu știi că eu sunt un avocat de business și asta învăț și pe studenții mei la facultate. Scrieți. Pentru că verba volant, știi cum e. Și atunci e bine ca lucrurile să fie scrise, fiindcă după ce trece un timp, fiecare dintre asociați are impresia că faci mai mult. Mi-ai mai povestit la un moment dat ideea asta și cred că asta avem impresia de fiecare dată și în cuplu și în familie. Și atunci e foarte simplu să scoți hârtiuța. În momentul în care ai scos hârtiuța, nimeni nu mai are nimic de spus. Așa ne-am înțeles de la început și cu asta basta. Dacă nu ai hârtiuța, chiar și înțelegerea poate fi denaturată. Mintea noastră știi cum e, ne joacă feste. Și atunci ce e pe hârtie e mult mai cert și mult mai ușor de demonstrat. Am fost în weekend în Barcelona și am văzut un business foarte drăguț. Uite, o variantă sănătoasă la cofetăria noastră. Am găsit un mini-restaurant. La ei e foarte ciudat. Sunt unele restaurante care se deschid dimineața, se închid după ora 5, se deschid la 5 și rămân până seara. E ceva putred la mijloc, okay. Nu prea rămân așa la lung toată ziua cum sunt la noi. Și acest mini-restaurant era cu specific vegan, să spunem, și era făcut de 3 fete tinere, 3 nemțoaice venite în Barcelona și au pus pe picioare business-ul de la zero, ele cu ele, între ele, de unele singure, într-un oraș străin. Mi s-a părut fascinant și au business-ul de vreo 6-7 ani. Ce și merge foarte, foarte bine. Același lucru am văzut în Gran Canaria, în insula Fuerteventura. Erau două italiene, îți dai seama, două italiene în mijlocul nimicului, făcuseră o gelaterie unde am mâncat cea mai bună înghețată. Mi s-a făcut pielea de găină. Da, jur. Deci cea mai bună înghețată din lume am mâncat-o pe insula Fuerteventura, unde e un fel de parc natural, adică nu e o zonă foarte turistică, are o zonă de sporturi, de apă și așa mai departe, adică clienții acestei gelaterii nici măcar nu știu cât de rafinați erau, pentru că sunt sportivi, ăștia nu prea mănâncă înghețat, eu nici nu am înțeles cui se adresau fetele. Oricum, mie sigur mi s-a potrivit mânușa, adică zi de zi eu am fost acolo și înghețata lor era absolut extraordinară și le-am spus, voi de ce nu încercați să vă deschideți business-ul ăsta în altă parte, pentru că voi sunteți absolut senzaționali, adică de ce nu faceți chestia asta? Și au zis, păi, noi vrem să stăm aici.
că nouă ne place kiteboarding-ul și nu știu. Ok, am înțeles. Deci business-ul practic era doar sursa lor de venit ca să stea pe insula respectivă și să se distreze, ceea ce mi s-a părut și mai tare, ca să spun sincer. Și fetele, da. Că le-am întrebat la un moment dat, vorbea foarte bine engleză și nu știu dacă ai sesizat, în Spania se vorbește engleză, dar... Mai răruț că e mai drăguț! Mai răruț că e mai drăguț, da! Și când am auzit-o pe această domnișoară, am zis, sigur, e din Marea Britanie. Ne-am dus și am întrebat și până la urmă era din Germania și ne-a povestit, de fapt, că ele sunt acolo de plăcere, le place foarte mult orașul, nu s-ar vedea în altă parte și le place ceea ce fac. Să știi că singura senzație de homey feeling, ca să zic așa, pe care am avut-o cu un oraș, a fost Londra. Deci eu când am pus piciorul de pe aeroport în Londra, am simțit că aici pot să stau. Mi-au plăcut foarte multe orașe, dar ca turist, vii, vezi, te simți bine, stai 2 săptămâni, 3, o lună, cât îți dorești, dar vrei să vii acasă. În Londra n-am avut senzația asta. Deci Londra este orașul în care m-aș muta, de exemplu, și mi-aș face cofetărie cu tine. Uite, am putea să facem... o cofetărie care să aibă același specific în 2 țări diferite. Mie îmi place foarte mult Barcelona, deci putem să... Și în Barcelona îmi place. Să facem și un cross-promotion, da, cu ocazia, da, asta. Să știi că... Londra-Barcelona, tot Londra-Barcelona, așa. Să ne omoare drumurile, știi? Și o să fim acele femei de afaceri ocupate, că ne omoară drumurile între Londra și Barcelona. Și cu ce vă ocupați? A, avem 2 cofetării. Uite, de dragul discuției, ce arome de înghețată preferi? Sunt foarte curioasă. Nocciola îmi place mult. Te iubesc foarte mult. Da, și eu. Da. Cu fistic? Cu fistic. Nu-mi place înghețata de fructe, deci înghețata de fructe nu e preferata mea. Bine, dacă e așa o nenorocire, pot să mănânc o înghețată cu căpșuni, da. Nu e ca și când aș avea așa o bucurie extraordinară. Te înțeleg, da. Perfect. Uite, referitor la fetele astea din Barcelona, ce crezi că a funcționat la ele? Faptul că au plecat prietene fiind într-un oraș străin, fără posibilitatea eu cred că asta de a se certa, că dacă se certau, da, era rău? Eu cred că asta le-a ajutat, nu le-a încurcat. Pentru că în momentul în care ești în mediul tău, acasă, ai și influențele exterioare. Prietenii, familia, ai tot felul de strings attached, ca să zic așa. Îți mai zice mama, vezi că tu muncești mai mult decât mult. Cu tenică. Da, exact. Și toate aceste influențe nu fac decât să macine relația dintre asociații. În momentul în care ești ca, știi cum e, exact ca minoritățile. Tu în momentul în care te duci într-o țară străină, automat te lipești de cei cu care ai aceleași valori, aceeași cultură. Ele fiind și prietene, a fost încă o cărămidă pusă pe soclul acestei sănătății acestei afaceri. Asta le-a ajutat mai mult decât să le încurce. Fiindcă exact cum ai spus, în primul rând că fiind într-un loc străin și socializarea era mai redusă și atunci au putut să tragă cu toatele acolo, erau și prietene, stăteau toată ziua împreună fără să le deranjeze lucrul ăsta și iată că lucrurile au funcționat. Dar există și posibilitatea că tu știi cum e când stai cu un om mai mult timp. Atunci, știi, e vorba aia, dacă vrei să testezi prietenia, te duci pe o barcă și stai 12 zile. Și în momentul ăla o să vezi dacă într-adevăr ești prieten cu oamenii ăia sau dacă vrei să-i omori cu mâinile goale după 3-4 zile. Și da, și visezi sărind peste bord. Și că se zice că nu reușești să cunoști un om nici după ce mănânci un sac de sare cu el și vorba aia, un sac de sare până aici, da, termină, da, mulți și știi de ce? Eu cred că oamenii se schimbă. Eu cred că oamenii, nu radical, dar oamenii se schimbă în funcție de experiențele de viață pe care le trăiesc. Eu nu cred că există oameni buni și oameni răi. Există oameni buni cu unii și răi cu alții și cred că își schimbă, oamenii își schimbă comportamentul în funcție de persoană. Pentru că cu toții am fost răi cu cineva și cu toții am fost buni cu altcineva. Asta e un mit cu ăsta, e un om rău. Nu poți să pui calificativul ăsta, știi? Sunt tot felul de mituri. Ăsta e ca mitul cu profesorii care nu au elevi favoriți. Îți spun eu că sunt cadru didactic și ai. Da, deci este adevărat. Tot timpul mi se zice, nu este adevărat, nu există profesorii, nu, ba da, ai. Ai. Și ești mitul că mama iubește pe toți copiii la fel. Nu știu că n-am frați. Îți zic eu din experiență. Ok.
Deci aici... Mama mi-a mărturisit cu gurița ei, mi-a spus și pe Rareș îl iubesc foarte mult, dar pe tine parcă te iubesc un pic mai mult. Ai văzut? Crezi că și lui i-o fi spus la fel? Nu știu, mă gândesc și la variantă, că ar putea să ne joace psihologic pe amândoi. Asta zic. Să fim cu toții fericiți. Mă gândeam, în cazul în care oamenii se schimbă, se poate adapta, modifica acest contract de asociere, da, de și obligațiile asociaților? Sigur, sigur că da. El oricum se rafinează pe toată durata acestei activități. Pentru că, cu siguranță, la începutul activității, te gândești la lucrurile de bază, la cele mai importante situații care ar putea să se întâmple. Cu certitudine, nimeni nu se poate gândi la tot. De-aia regulamentele de ordine interioară în America au câte 300 de pagini. Pentru că au ajuns cumva în timp să vadă că s-a întâmplat și aia, și aia, și aia, și la un moment, și să le scrie pe toate. Și a ajuns regulamentul dita mai cărticică. Așa și cu contractul de societate. La început are probabil 10 pagini. După care, în momentul în care experimentezi situații, mai adaugi în el chestii. Dar... eu cred că atât experiența profesională, cât și partea afectivă, inteligența emoțională a asociațiilor e foarte importantă. Uite, îți dau un exemplu de ce a murit o afacere, ca să înțeleagă mai simplu oamenii de acasă. Erau doi asociați care funcționau foarte bine împreună, erau prieteni, credeau că se cunosc foarte bine, pentru că erau prieteni de mulți ani, nu de un an, doi. Și au întâmpinat o dificultate majoră la care nu te-ai fi gândit. Afacerea era foarte bună, aveau clienți, aveau venituri, nu era absolut nicio problemă, însă unul dintre asociați era misogin, avea o problemă cu angajatele, cu care se putea foarte urât. Și de aici a murit această afacere. Wow! Da. Pentru că celălalt asociat era... un om ok și nu accepta să se întâmple treaba asta. Fetele astea veneau, îi povesteau dramele prin care trec când el nu e, că stabiliseră cumva un program, vin eu 3 zile, vii tu 3 zile. Și n-a mai rezistat. Mi se pare... Da, și asta apropo de ce spui că mănânci un sac de sare cu cineva, da, și nu-l cunoști. Iată, un exemplu. Cât de important e să ai o terță persoană, cum ar fi un avocat, care să te concilieze, să te duci, uite, noi mergeam așa ca o paralelă, avem un preot duhovnic, Dumnezeu să-l odihnească, toată familia, și mergeam pe rând, copiii, tata și mama la final, cheia de boltă, și cumva, fără să divulge din taina spovedanii, ne regla pe toți în familie, astfel încât să ne înțelegem între noi. Bănuiesc că așa ar funcționa și relația cu un avocat, da, nu așa? Da, funcționează așa în condițiile în care există o relație de încredere și în condițiile în care avocatul... gândește cumva din afară și de deasupra. Pentru că noi ca profesioniști devenim și niște psihologi așa în timp, fără să ne dăm seama, pentru că cunoști oamenii, vezi în fiecare zi 5 oameni pe zi. N-ai cum la un moment dat să nu îți dai seama de felul omului și să poți să-l iei și să-l aduci unde trebuie. Însă, cred că e foarte important și ce e cel mai puternic sentiment în toată lumea este încrederea. Pentru că dacă persoana respectivă te vede doar ca pe un consilier pe parte legală și are impresia despre el că știe totul foarte bine și că business-ul nu are niciun fel de taină pentru el, în momentul ăla nu o să te asculte. Îți mai dau un exemplu apropo de treaba asta. Am avut un client care a fost la un moment dat cel mai mare antreprenor de instalații din România și care... A fost chiar poveste de succes, adică a început așa montând căzi prin băi și WC-uri și a ajuns să facă cele mai mari proiecte de instalații din România. Din păcate, a avut această dorință să arate că este extraordinar și nu a mai ascultat de nimeni. Noi aveam un contract de asistență juridică permanentă cu firma respectivă și... aveam un onorariu substanțial și i-am spus: uite, nu e bine, nu trebuie să faci așa, fă așa, 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 așa. Și a zis nu, că eu vreau să fac ce am hotărât eu. Era sinucigaș, efectiv. Ce dorea el să facă era să deranjeze niște coloși internaționali și
să fie cumva șmecherul statului. Lucru care evident că l-a dus la faliment. Eu, înainte să dea faliment, i-am spus că reziliez contractul de asistență juridică cu el. Și m-a întrebat, dar de ce? Că eu te plătesc mulți bani și am zis, te rog, nu te supăra, dar tu vrei să te sinucizi. Eu te țin de mână de vreo jumătate de an, dar nu mai vreau să te țin de mână și în niciun caz nu vreau să sar pe geam cu mine de mână, pentru că eu am o reputație în piață și nu vreau să creadă lumea că eu te-am învățat să faci prostia asta. Și am renunțat la el. Și după aceea ne-am întâlnit pe stradă. A dat faliment, evident, că s-a întâmplat exact ceea ce am spus. Și ne-am întâlnit pe stradă după vreo 2 ani și mi-a zis, da, să știi că cred că aveai dreptate. Păi zic, da, tu când m-ai, da, okay. Zic, tu când m-ai angajat pe mine ca și avocatul tău, tu ai căutat referințe despre mine, te-ai informat înainte, totuși nu erai o firmă mică. M-ai luat pentru că mă pricepeam la ceea ce fac. De ce nu m-ai ascultat? Zice, nu știu. Am fost orbit de dorința de a arăta că sunt capabil să mă lupt cu și să dărâm munții. Nu e chiar, adică depinde foarte mult. E un exemplu foarte bun și uite, în emisiunea următoare mi-ar plăcea poate să explorăm puțin și posibilitățile încheierii unei afaceri în condiții normale, în condiții în care poate asociații să meargă fiecare adiacent pe același sector, dar cu business-uri diferite, să rămână unul cu business-ul și așa mai departe. Asta e situația divorțului. Divorț, dar sub altă formă. Asta e situația divorțului cu asociații soții care încearcă să separe, să ajungă într-un Y cu business-ul, dar nu se pricepe niciunul la altceva și atunci cumva devin concurenți. Aha, foarte. Uite, putem să explorăm. Da, da, sunt situații, dar puține situații de succes. Cele mai multe, pentru că nu gestionează bine situația din cauza emoțiilor. Fiindcă dacă ar lăsa avocații să facă treaba asta, lucrurile ar funcționa dacă s-ar da deoparte. Dar nu se dau deoparte. Asta e problema. Îți mulțumesc că ai venit în această dimineață. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Fiecare dată cu multe exemple, astfel încât să înțelegem cu toții despre ce e vorba în propoziție și cât de importantă este de fapt munca unui avocat și părerea obiectivă de care avem de fiecare dată nevoie. Îți mulțumesc. Mulțumim tare, tare mult. Iar pe mai departe o să vorbim puțin despre, mă rog, nu o să vorbim, o să vă prezint o știre mai degrabă despre violența în trafic, ca fiind un fenomen care ia amploare în România. În ultimele luni, scandalurile cauzate de șicanările dintre șoferi s-au ținut lanț. Ba chiar în unele cazuri, șoferii furioși au amenințat cu pistolul alți conducători auto. Îngrijorător este și faptul că de cele mai multe ori șoferii scandalagii sunt sancționați doar cu amendă. În luna mai, un bărbat a devenit extrem de violent după o presupusă șicanare în trafic și a început să lovească cu pumnii și cu capul geamul victimei. Agresorul este chiar un polițist local din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, poliția a fost sesizată și se efectuează cercetări în acest sens. În februarie, un caz de violență extremă în trafic a îngrozit întreaga țară. Un tânăr de 22 de ani a fost amenințat cu pistolul de un alt șofer pe un drum în județul Dolj. Totul a pornit de la o șicanare în trafic. Tânărul șofer, aflat la volanul unui bolid, ar fi vrut să depășească mașina din față, iar pentru că nu a fost lăsat să o facă, s-a enervat și a pornit în urmărirea șoferului bucureștean. Când reușește să-l ajungă, tânărul nervos depășește și oprește mașina, blochează traficul și apoi iese cu pistolul pe geam. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor în acest caz. Individul care a scos pistolul a fost identificat, însă la controlul efectuat de polițiști, arma nu a fost găsită. Tot în februarie, după o șicanare în traficul din Râmnicu-Vâlcea, un șofer a oprit mașina în mijlocul drumului și l-a luat la bătaie pe celălalt conducător auto. Scandalul uriaș a avut loc la nici 100 de metri de sediul poliției din oraș. Agresorul are acum dosar penal pentru loviri și alte violențe și a primit deja 3 amenzi în valoare de 1500 de lei. Scene desprinse din filmele de acțiune au avut loc și în ianuarie în centrul orașului Oradea. Doi tineri din Iași au urmărit în trafic și amenințat cu pistolul o orădeancă de 31 de ani în urma unei șicanări produse în centrul orașului. Polițiștii s-au autosesizat, iar șoferul scandalagiu este cercetat acum pentru amenințare. Am tot sperat până la final să fie un pistol cu apă, sincer, având în vedere că poate vine vara și avem nevoie să ne răcorim chiar și în trafic. N-a fost cazul, așa că revenim cu anunțul momentului în lumea fotbalului românesc. Gabi Tamaș este oficial președinte al clubului FC Voluntari.
Conducerea clubului FC Voluntari, formată din Consiliul de Administrație, a decis sâmbătă numirea în funcția de președinte al clubului a lui Gabriel Tamaș. În vârstă de 37 de ani, Gabi Tamaș este unul dintre cei mai experimentați jucători actuali din România. De-a lungul carierei, Gabriel Tamaș a evoluat în 10 partide în cea mai faimoasă competiție intercluburi din lume, UEFA Champions League pentru Galatasaray și FCSB, atât în calificări cât și în faza grupelor. În Europa League, fundașul a bifat 32 de jocuri și 3 reușite, cu Dinamo București, Celta Vigo, FCSB și Hapoel Haifa. La capitolul trofeelor câștigate, Gabi deține o colecție impresionantă de titluri: Campionatul României cu FCSB în sezonul 2014-2015, Cupa României în 3 rânduri cu Dinamo București și FCSB, cu Albroșii a triumfat și în Supercupa României în 2006. În străinătate, Gabi Tamaș s-a impus alături de Hapoel Haifa în Cupa și în Supercupa Israelului la finalul sezonului 2017-2018, contribuind decisiv la primele două trofee câștigate de formația din Haifa după o pauză de 15 ani. În acel an, el a fost inclus în echipa sezonului și a fost declarat cel mai bun jucător din prima ligă israeliană. Gabi Tamaș are în CV echipe din campionate de top ale Europei. A făcut pasul în fotbalul mare la vârsta de 20 de ani, atunci când a trecut de la Dinamo București la Galatasaray, pentru care a bifat 6 partide în Superliga Turcă. În sezonul 2006-2007 a fost titular în apărarea celor de la Celta Vigo în La Liga cu 29 de apariții. Același scenariu s-a repetat și în Franța un an mai târziu, când a trecut în tabăra celor de la Ajoxer, pentru care a bifat 27 de prezențe în Ligue 1. Conducerea clubului FC Voluntari va fi astfel formată din trioul Bogdan Bălănescu, Gabriel Tamaș, Bogdan Niculae, urmând ca domnul Ioan Andone, o figură emblematică a sportului românesc, să preia o funcție pe măsura experienței impresionante a domniei sale, aceea de președinte al Consiliului Consultativ al Sportului la nivelul orașului Voluntari. Avem și parte de foarte multe informații și vești noi și știri și aici vreau să intervin și eu puțin. Aș vrea să le urez succes copiilor care susține valoarea națională în această dimineață. Multă baftă, mult succes. O să mai fac o urare și lunea viitoare, când se va susține și bacalaureatul, acolo unde e implicat și fratele meu, unde am mari, mari emoții. Restul veștilor vin de la Ileana Voicu-Ghinea în cadrul rubricii Revista Presei. Am revenit. Bună dimineața, Ileana, și bine ai revenit și tu la noi. Bună dimineața, dar mi-ai luat vorba de gură. Cu ce? Cu ce? Cu asta, cu felicit, cu mult succes și multă baftă, fir întins și cum să mai zice, break baftă the leg. La bac, și de-astea, cum să mai zici atunci când trebuie să ai noroc. Zic, ce să mai zic ăstea? Să vorbim. V-am mai explicat. Mie îmi place să mă... Eu știam că tu o să mă înțelegi când eu zic baftă la bac. Este o expresie încetățenită, cum e asta, s-a închis la bred pe care o ai tu. Eu am baftă la bac. A, da? Da. Serios? A, și ce tare. Și zice Aura de dimineață, Aura producătoare a emisiunii, recapitulare bac, pentru toată lumea. Da. Mi-a zis să nu uiți să spui ceva și de valoare națională. Și zic, da, baftă la bac. Și s-a uitat așa la mine, nu e bacul, e valoare. Da, deci zicem astăzi să avem succes, fir întins, break the leg, dalea, succes, dalea. Succes, am auzit că baftă nu e munca baftă ta. Baftă nu e bine, că e baftă. Și de ce aia, eu am zis că și aia cu norocul e nașpa, ci că tot orice prost are noroc, știi? Îi spun eu nașului meu noroc și el spune orice prost are noroc. Așa și joi avem a doua probă, nu? Și mâine mai avem o probă maternă, în fine, nu știm, nu am vorbit ieri. Noi am vorbit ieri despre asta, case closed. Da, rămânem în zona asta de școală. Rămânem la școală, dar... Mai rămânem la școală? Ce mai rămânem la școală, mițel, dar că n-am prea fost. Ce povesteam eu acuși mai... Atunci la început ca baba, ca mama eram. Că școala online, că nu e, că e, nu se poate, că nu face, că nu... Deci, uita, bine, există un... Ia, stai așa un puțin, Ilenușa Găbița, dă-ne și te rog, din suflet un microfon ca să o auzim pe Ileana așa în toată splendoarea, că ne zice chestii bune și grele și nu putem să ratăm ocazia. Nu se aude la cameră. Se aude, da, puțin întrerupt așa și ne dorim din suflet. Ia uite, mulțumesc. Ce fată frumoasă ți-am adus în platou. Mulțumesc, vai, mă simt ca pe scenă internațională de când visam asta. Nu mi-a dat mama noroc în viață să am voce, dar uite, m-am pus la televizor. Foarte lejer. Da, deci un studiu
povestește că școala online are același efect ca vacanța de vară. Elevii nu progresează prin acest mod de învățare. Gândul.ro ne informează. Deci, practic, ce povesteam noi acuși niște vreme, că școala online nu prea s-a făcut, că nu prea s-a adres. Și când povesteam eu că fiica mea coboară nervoasă din dormitor și zice mai bine nu mai fac deloc decât să fac bine, ea mai folosește și alte cuvinte pe care nu le pot spune la această oră la frumoasa emisiune. Deci, când povestim asta, uite ce râzi. Mi-am imaginat. Ce? Că e cu floricele și cu e bine ce spune ea. Are 14 ani doar. Ce crezi că ar foarte putea mie să spună? Mi se pare fantastic și fabulos ca părinții să-și susțină copiii să vorbească liber și să spună de toate în casă. Absolut. Păi de la asta am pornit în viață. Eu am crescut cu trebuie să stai dreaptă, întotdeauna dreaptă și să iei notele. Când luai nota 11, 10, se putea 11. Știi? Și atunci fiimea e opusul. Bun. Revenim când avem timp. Deci asta, am înțeles că școala online, practic ei spun, studiul spune, făcut un studiu de oameni de știință, nu e pe vorbe, că are același efect ca și vacanța de vară. Deci, practic, ce a început acum, de fapt, n-a început, că ei o țin într-o vacanță de vară tot timpul. Uite, evoluția media competențelor în perioada închiderii școlilor din primăvara anului 2020 se caracterizează prin stagnare cu tendință de diminuare a acestora. Efectul este similar vacanțelor de vară. Ce am avut de demonstrat, am demonstrat. Vă mulțumim! Și până la urmă, dacă avem această generație, că și acum se cere experiență pentru un angajat entry-level. Nu știu de unde capătă el experiența asta, dacă e abia la început de drum. Copiilor acestora sacrificați de pandemie în perioada asta, care, iată, pierd un an și de școală. Lor ce li se va mai cere? Mă, eu mă bazez pe faptul că așa cum lumea evoluează, asta e strict o părere personală, așa evoluează și învățăm să ne autoeducăm. Și eu cred că, mă rog, cumva ei sunt programați altfel decât am fost programați noi. Dacă noi eram docili, învățam numai ce ni se preda și cum ni se preda și nu avem asta cu liberul arbitru, cel puțin eu, foarte bine conturată, sau și copiii din, mă rog, persoanele din generația mea. Și povestea asta cu argumentele nu prea, pe la noi nu prea s-a cultivat. A fost, bă, zic eu că eu-s părintele, eu te-am făcut, eu te omor pe principiul ăsta. Ei, acum ăștălalți sunt mai, nu se înțelege că eu sunt de acord cu asta în niciun caz. Acum ăștălalți sunt au capacitatea de a sunt autodidacți, au acces la tehnologie și atunci și cerințele lor de la angajatori sunt altele. Ei nu mai prestează chestia asta cu să fim 8 ore la serviciu și așa, ei pe ei interesează experiențele pe care le trăiesc. Au nevoie de mai mult timp liber. Iar chestia asta, cu asta e de acord și gândul Wall Street .ro când ne spune. Uite, formatul experiențe este cel care atrage. Oamenii nu vor să mai participe la o nouă activitate, ci să se relaxeze. 64% dintre companii investesc în formatul și atractivitatea experienței angajatului. Fix ce povesteam. Păi el nu mai... Și chestia asta cu beneficiile financiare la angajații din ziua de azi, ei preferă să aibă mai mult timp în detrimentul unui salariu mai mare. Deci cumva se schimbă paradigmele și se schimbă... Și e normal să fie așa, că acum înțelegem cu toții că o pasiune pe care tu ai poate să genereze un venit, dar pentru pasiunea trebuie să ai și niște timp liber. Exact, despre asta e vorba. Și cumva suntem, exact, ne întoarcem mai mult la noi și dacă până acum chestiunea aia cu fac bani din ce-mi place, cumva o vedeam ca o poveste frumoasă scrisă pe niște pereți instagramabili, în momentul ăsta asta devine o realitate și eu sunt foarte fericită că se întâmplă asta. Pentru că, mă rog, cumva vom fi mai fericiți. Ia uite-te la mine, vorbesc la un televizor și sunt foarte fericită. Asta mi-am dorit să fac. Și eu sunt foarte fericită și mai ales că următoarea știre e pe sufletul meu, pentru că tot timpul mi-am dorit o plajă, nu mai și mai pentru mine. Bagă-te în business, mamă mică. Vorbeam ieri despre oamenii de afaceri, sau mă rog, tinerii oameni de afaceri care sunt susținuți să investească, sunt susținuți, proiectele lor sunt susținute și finanțate în cazul în care pică bine. E, click.ro ne dă și soluția business-ului, dacă vrei, și ne anunță că Apele Române scot la licitație 12 plaje pe litoralul românesc. Unde sunt situate, o să aflați în click.ro. Mie mi se pare că e una dintre cele mai frumoase forme de business pe care ar putea cineva să le... Bine, cineva care este iubește marea. Să stai pe plajă și să... Uite, apropo, să trăim din ce ne place, să câștigăm din ce ne place să facem. Sigur că nu este un business ușor. Însă, este un business
care sigur ar atrage pe foarte multă lume și dacă vreți să aflați ce aveți de făcut ca să ajungeți să fiți proprietari de plajă, tot în click.ro, din click.ro aflăm că data limită de depunere a ofertelor este 7 iulie 2021 ora 16, iar deschiderea ofertelor va avea loc la sediul ABADL, probabil e o prescurtare, nu știu să vă spun acum ce înseamnă aia direct, din Constanța și mă rog. Ideea este în felul următor, intrăm pe click.ro, aflăm toate detaliile, tot ce avem de făcut, și de acolo, baf, succes în business. Mai eu o să intru și eu să mă uit așa ca idee, pentru că oricum nu cred că mă încadrez. Eu vreau să fac ceva la mare, vreau să-mi fac o mică pensiune, cu un mic clubuleț pe plajă, unde se danseze. Și m-am gândit eu să nu cumva să pierd și jobul de aici, pentru că îmi place foarte mult, să mutăm matinalul la mare. Nu anul ăsta, dar poate peste un an, doi, trei. Ce zici? Doamne, mutăm matinalul la mare? Păi, dar hai să... Eu plec de acum și intru pe Skype. Aura. Da. Păi, hai auriciule, că hai la tine e baza. Să facem o plajă, să ne facem o meseria. Da, mă, să nu facem o emisiune de aia pe plajă. Dar ce ne facem la iarnă? Ne mutăm la munte. Păi nu, revenim în platou, doar vara, că na, la plajă ce faci? A, nu mă plimb toată viața. Nu mă duc acolo și colo, mă ță numai 4 luni. Păi nu e bine, lasă, hai că le punem. Știi cum e cu mulțumitul? Care, dacă nu ești mulțumit, îți ia darul, da? Ne întoarcem la știrile noastre și poposim pe metropolatv.ro, site-ul din dotare, că am găsit acolo o treabă. Site-ul nostru frumușel ne povestește cam pe unde se află Bucureștiul în clasamentul Agenției Europene de Mediu cu privire la calitatea aerului. Te-au luat transpirațiile? Zim că eu m-am dus în Barcelona și era foarte, foarte bine. Nu o să-ți vină să crezi. Cred că ți-am povestit că oamenii au mașini electrice. E bine rău acolo, adică nu simți poluarea. Zim. Metropola.tv.ro ne povestește. Capitala României se află în a doua jumătate a clasamentului publicat de Agenția Europeană de Mediu, care ordonează peste 300 de orașe de pe continent din punct de vedere al calității aerului, de la cele cu aerul cel mai curat la cele cu aerul cel mai poluat. Este în a doua jumătate. Stai, deci o ia de la cele mai curate la cele mai puțin curate. Și este în a doua jumătate. Este în a doua jumătate, dar hai să... Cred că noi avem colegi care sunt buni la suflet și nu vor să ne sperie. În a doua jumătate este foarte vag și relativ. Suntem în a doua jumătate ultimii. Cum mai suntem și mai, știi cum să în cărcotași. Mulțumește cu ce ți se dă. Bine, suntem în a doua jumătate și cine vrea să afle mai multe detalii, intră la noi pe frumosul site. Asta și se informează și vede și așteptăm mâine dimineață la cu lucrare cu test cu asta, lucrare de control, căci venim și mâine și luăm facem teste, că doar suntem pe niște evaluări. Acum se apropie și bacul. Și s-a închis și la bred. Tu îți dai seama ce s-a întâmplat, ele, nu știu, din august când s-a deschis această frumoasă televiziune? Am devenit din post local, post național. Avem și un post de radio, avem și site. Deci mie mi se pare fantastic cum normal, poate să evolueze un proiect. Orice e frumos crește și orice trăiește crește, e vorba populară, știi? Și dacă noi livrăm lucruri frumoase pentru telespectatori, dacă noi livrăm lucruri senzaționale și frumoase pentru și informative pentru ascultători, dacă noi suntem acolo cu cele mai mișto știri și cele mai proaspete pe online, acolo unde e toată lumea, de ce să, frate, să nu fie bine? E bine! Și dacă mai venim și noi așa niște dive pe la niște televizoare și să mă vezi vineri la... Aoleo, vineri nu sunt la frăți. Lasă că vorbim noi. Să le livrăm, mai ales că știu că românii consumă. Da, băi, și a crescut vezi consum. Vezi ce frumos le-am legat. Ah, zi-mi și mie felicitări. Felicitări, Georgia! Ești... Zi-mi și baftă, că deci, mi-mi place. Baftă și s-a închis la bret de cât ești de deșteaptă. Deci mama mea nu mi-a spus așa ceva. Lasă că de asta am venit eu în viața ta să-ți spun. Aflăm de la Eurostat că, cum să fac eu să nu pară, gata, consumul românilor a crescut la nivelul grecilor și al estonienilor. Ce frumos e să fii liber la cap. Wallstreet.ro ne anunță ce e de înțeles aici, este că al nostru consum pe cap de vită furajeră, cum îmi place mie să spun, pe cap de locuitor, a crescut. Ama, eu vreau să cred că a crescut, această creștere este reală, nu este o creștere artificială, pentru că dacă este creștere artificială, ne-o luăm.
Stai, că ai atins niște puncte sensibile. Cum adică să fie o creștere artificială? Adică noi să consumăm cineva... cât producem. Asta înseamnă. Adică dacă eu câștig un leu, să consum un leu, nu un leu 300. Că s-a dus sucălea la. Că pe urmă ne așteptăm mai încolo și dar sunt dator. Păi de ce? Păi am fost în concediu și m-am dus la club și mi-am făcut multe lucruri și m-am făcut în casă și am făcut rate ca să mă duc. Am înțeles. Dar intrăm pe wallstreet.ro și ne lămurim că eu am dat-o pe asta ca să par deșteaptă, dar nu sunt atât de deșteaptă pe cât m-am dat. Te subestimez, dar trecem mai departe. Mulțumesc frumos, asta îmi place la tine, că ai venit în viața mea ca să-mi dai guna peste gură. Frumos și elegant, așa cum ești tu. Și ne intrăm pe wallstreet.ro și vedem exact despre ce e vorba. Da, noi, românul, sau cred că asta înseamnă puterea de cumpărare a crescut, consumul a crescut, e pe bine, Doamne aștept să fie reală povestea și să mergem frumos mai departe în frumoasa emisiune. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă, înseamnă că cumva se deschide și circuitul banilor în natură, cum place mie să spun. Este foarte bine că nu mai ținem banii la saltea, la ciorap și așa mai departe. Și este foarte bine că urmează și o pauză de publicitate ca să-mi povestești cu frății ce se întâmplă vineri. I-am mulțumit și pe cei de acasă, dar mai întâi vreau să aflu eu scurtă pauză de publicitate și ne vedem mâine cu tine. Păi da, nu ne vedem noi aciule, așa sunt. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem foarte repede.